Focșani, unirea principatelor române are o semnificație mai profundă, fiindcă aici, de veacuri, cele două părți ale orașului s-au dezvoltat alături, dar aparținând altei țări, ca un simbol al nedreptății istorice. De aceea Focșani a devenit orașul unirii. Intelectualii focșăneni, din care mulți luptaseră pentru unire, voiau o înnoire culturală a orașului lor, mai ales acum când acesta căpătase o notorietate internațională prin alegerea lui la conferința Marilor Puteri de la Paris ca sediu al Comisiei Centrale. Prezența Comisiei Centrale la Focșani, începând cu 10 mai 1859, contribuie la o înviorare economică și culturală a orașului Unirii. În anii după Unire, a fost elaborată legea pentru instrucția publică, prin care a fost introdus învățământul elementar, obligatoriu și gratuit. Au fost înființate licee, gimnazii și institute de învățământ superior, în special cele două universități de la Iași și București. În ziua de 21 ianuarie 1863, cetățenii notabili ai urbei Focșani se adună în sala mare a municipalității și cer înființarea, în Focșani, a unui liceu. Ei erau împinși de râvna de a ne educa și cultiva fiii noștri, după cum mărturisesc ziarele vremii. Participanții la adunare cereau membrilor municipalității locale a întrebuința toate mijloacele, rugând mai cu deosebire pe domnul ministru de culte și instrucție publică ca zelul ce are pentru prosperarea națiunii a lua îndeaproape vedere dorința ce avem de a se înființa și în orașul nostru un liceu. Nu trec însă nici două luni și la 10 august 1865, Ministerul Justiției, Cultelor și Instrucțiunii Publice comunică primăriei că aprobă înființarea unui gimnaziu la Focșani. Știrea face senzație în oraș. În sfârșit, focșănenii își vedeau visul cu ochii. În condiții modeste la început, dar dătătoare de speranțe, s-au deschis cursurile gimnaziului Alexandru Ioan I în ziua de 7 ianuarie 1866. Viitorul liceu Unirea, la acea dată avea 50 de elevi și un singur profesor, Ștefan Neagoe. Profesorul preda toate materiile și făcea și oficiul de director. În anii ce au urmat, numărul elevilor și profesorilor a crescut, fapt ce a necesitat construirea unei clădiri proprii, pe măsura ambițiilor și prestigiului dobândit. Astfel, în anul 1900, liceul Unirea se va muta într-o nouă clădire. Astăzi, monument istoric. Societatea culturală Grigore Alexandrescu, fondată în 1898 ca Societatea Elevilor de Curs Superior, e consemnată ca fondatoare a revistei noastre, dar și a anuarului, rod al activității complexe a societății culturale din anii 1919-1923, sub conducerea poetului simbolist Ion Rașcu. Liceul avea în același timp și o societate științifică și una filarmonică, pe care însă societatea culturală Grigore Alexandrescu le asimilează. Eu socot că școala nu trebuie să aibă un caracter absolut dogmatic. Liceul trebuie să dea elementele unei culturi generale și să ajute toate predispozițiile bune în dezvoltarea lor. Nu cred că o școală își înțelege bine menirea ei când se închide în cercul unui rigid program oficial. Școala trebuie să pună normă și disciplină în învățământ, dar dacă ele ar fi atât de rigide încât ar împiedica un singur talent să se ivească, ar știrbi din menirea ei, scria profesorul Constantin Kalmuski în revista noastră din mai 1913. Apărută din inițiativa profesorului Dimitrie Papadopol la 15 noiembrie 1912, revista noastră, publicație a elevilor și profesorilor din Focșani, cunoaște trei etape. Prima, de la 1912 la 1914, a doua, sub conducerea profesorului Petrache Dima, din 1972 până în 1990, și a treia, din 1990 și până în prezent. De la început, revista a conținut atât articole ale elevilor cât și ale profesorilor, a evidențiat diverse preocupări pentru diverse discipline sau activități de creație, civice, general-culturale și așa mai departe. A avut intenția, ca orice revistă școlară, să descopere și să promoveze noi talente. Seria 1 a găzduit materiale ce azi au o netăgăduită valoare istorică.
mărturii ale participanților la războiul de independență de la 1877, articole despre situația românilor din afara granițelor, semnale despre cele mai importante evenimente internaționale, naționale și locale, proiecte ale liceului, printre care numărăm călătoria în Italia, care devine temă și sursă de inspirație pentru o serie de articole de literatură, istorie și arhitectură. Articolele care au în centru problemele românilor din afara granițelor vibrează de iubire de neam, mai ales scoțând în evidență cel mai strălucit nume de creator literar pe care ea l-a publicat ca tânără speranță, e vorba de Victor Ion Popa. Multe lucruri ar trebui studiate în această primă serie a revistei pentru a vedea istoria mentalității asupra învățământului, asupra implicării prin școala elevilor în viața comunității, pentru a vedea cum ne raportăm la oamenii de prim rang în Vrancea de acum 100 de ani și la faptele lor. Seria a doua apare în plin regim comunist, la inițiativa profesorului Petrache Dima, care, în ianuarie 1972, reface tradiția revistei noastre. Studiind această a doua serie, se pot vedea liniile rubricilor, ale preocupărilor ce nu vor schimbate până azi. Debutul unor talente poetice, eseistice, epice, teatrale sau jurnalistice, colaborarea atât a elevilor cât și a profesorilor, articolele despre evenimente interne ale liceului, dar și de interes național, descoperirea foștilor elevi ai liceului ajunși personalități marcante, precum Angel Salini, Alfonso Oscar Salini, Virgil Huzum, Anton Holban, Ion Larian Postolache, Ion Diaconu sau Simion Mehedinți. De asemenea, nu lipsesc nici articole din științele exacte. Din al treilea număr, începe să apară ideea dedicării unui număr întreg unei personalități. Zeci de numere ale revistei conținând articole despre viața și opera celor mai importanți autori din programa școlară și celor mai strălucite nume ale reprezentanților culturii vrâncene. Publicarea de articole ale personalităților precum Ion Rașcu sau Șerban Cioculescu, profesori pentru o scurtă perioadă la Liceul Unirea, este o altă dominantă a revistei. Profesorul Dima fiind un neobosit cercetător al trecutului Vrancei și al acestui așezământ cultural, nu numai educațional. Domeniul în care seria a doua excelează este colaborarea cu personalități de primă mărime ale vieții culturale românești ale vremii. Profesorul Petrache Dima organizând încă din 1974 întâlniri literare la care vin scriitori, critici literari, personalități ale învățământului universitar românesc ale momentului sau figuri proeminente în cultura națională. Cu acest prilej se citesc comunicări și se dezbat, atât cât permit vremurile destul de închistate, teme de interes cultural. Revista are anvergură din ce în ce mai mare. În 1979 obține primul premiu la un concurs național, urmat de multe altele. Prin ea, prestigiul liceului rămâne destul de mare, chiar dacă, după trecerea la profil industrial, nu mai are decât extrem de puțini elevi care să publice efectiv la revistă sau care să ajute în vreun fel corectarea sau redactarea ei. Seria a treia apare începând din 1990 și până astăzi, sub îndrumarea unui număr destul de mare de profesori, existând și numere coordonate de 2, 3 sau chiar mai mulți profesori. Seria a treia este, asemănător vremurilor, diversă ca stil. Schimbările de format fiind destul de frecvente, modalitățile de tratare grafică sunt și ele diferite, ca și tematica și tipurile de articole. Personalitățile îndrumătorilor și ale elevilor creează alte și alte dominante stilistice și de preocupări de la literatura japoneză până la cea latină și de la informatică la teoria culorii. Ceea ce este sigur e că elevii sunt mult mai prezenți în revistă decât în seria a doua, iar cu timpul, performanța lor e din ce în ce mai deosebită. Revista însă își primește foarte multe premii, în toată seria 3, aproape neexistând concurs la care să se prezinte fără a lua marele premiu sau premiul întâi. Din anul 2009, fiecare număr are o parte tematică.
la prima secțiune, eseu, materialele trimise trebuie să aibă un concept unitar, ales în așa fel încât să permită abordări din unghiurile și disciplinele cele mai diverse, conceptele de fereastră, stil, echilibru și timp, oferind în ultimele 5 numere șansa ca articole din fizică, psihologie, istorie, literatură comparată, morală, filozofie, arte plastice sau religie să prezinte spectaculoase abordări. De asemenea, articolele despre reușitele Colegiului Național Unirea, despre proiecte didactice de anvergură, despre tradiții și pagini de istorie ale colegiului au locul lor, considerabil, în noul format. Ultimii ani au adus și un fenomen deosebit. Elevi debutați în revista noastră au fost invitați să publice și alte reviste cu răspândire națională de această dată. Fără să ne stăpânim un fior de mândrie, ne întrebăm oare câte din multele reviste care la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20 se intitulau Revista noastră, pomenite alături de publicația noastră în Dicționarul General al Literaturii, mai sunt în ființă astăzi sau au palmaresul ei? La 100 de ani de la prima apariție, cea mai celebră publicație școlară din Vrancea și una din cele mai longevive din țară continuă să apară, să se înnoiască, să lupte pentru afirmarea unor valori ale neamului românesc, în ciuda greutăților. Ea este un magnet pentru elevi, absolvenți și profesori deopotrivă. În lungile discuții despre articole, în zilele de corectură ce parcă nu se mai termină, în momentele de revelație când se nasc ideile inspirate, în festivitățile de premiere și în fața articolelor, materialelor filmate, care vorbesc de succesele uniriștilor scriitori, revista clădește o comunitate de suflet.